Deci, cu siguranță Ploieștiul va avea agent termic în iarna asta fără probleme, cum a avut și în iarna trecută. Ați văzut că asigurarea continuității furnizării a fost făcută în parametri maxim, deci nu cred că au avut ploieștenii parte, cred că nici măcar de o avarie pe care să o simtă. La fel și în iarna asta suntem în pregătiri, avem mentenanțe mari pe utilaje în momentul de față. Ele se vor face, se termină în 2 luni, după care putem asigura parametrii vis-a-vis de cantitatea de gaz pentru exercițiul din această iarnă. În momentul de față facem înmagazinarea la depogaz, deci practic până pe 1 noiembrie terminăm înmagazinarea, după care începem extracția pentru funcționarea pe timp de iarnă. Deci pot să asigur cetățenii din municipiul Ploiești că nu vor avea probleme cu furnizarea centrului termic nici în această iarnă.